Alexia! Bună, bună, bună! Te rog să iei... Vreau să te pup! Ce faci? Da. Arăți foarte bine, să știi! Mulțumesc, mulțumesc! Foarte bine! Dar cum, prima eliminată de la fermă? Dar... Adică dacă eram la o casă de pariuri, mergeam cu tine până în semifinală, aproape eu, de finală. Și eu, vrei să spun păi ceva? Ce se întâmplă? Deci eu prima oară când am intrat în fermă și m-am uitat la fețele lor, am văzut, m-am uitat așa și am zis, bă, eu pe ăștia îi rup, deci îi fac ieri. Și am ieșit prima. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Adică aș vrea să știm totuși. Păi, ce s-a întâmplat? Am avut un duel, o bucată de duel. Da. Cu Elena implicată. Cu? Cu Elena. Elena implicată, da. Care e așa. Da. Și am pierdut la acel duel. Dar Elena n-a respectat bătrânețea. Știi, ei fiind mai tânăr, trebuia să respecte. Da, Anisea, să știi că avem un chestionar, vreau să răspunzi foarte sincer, foarte direct și foarte clar. La ce? Vreau să fii necruțătoare. Bine, bine, deci, bine. Te rog frumos, vreau să dai nume, prenume, nu nume, cu... Prenume. Știți că toți sunt minunați, extraordinari, da, că nu da, mai sunt toți minunați, adică... Exact, dar să spunem lucrurilor pe nume, da? Așa. Cine este cel mai leneș concurent din fermă? Și clar, cu nume, prenume. Cel mai leneș concurent din fermă, cât am stat... Dacă sunt mai mulți, poți să faci un top 3. Top 3, ia să mă gândesc eu. Băi, leneș, nu, acum eu aș vrea să-ți spun ce zic, că e leneș, că doarme toată ziua, dar să știi că toată lumea... Dar la cine te referi? Că doarme toată ziua. Dar cine e puturosul după tine? Puturosul, și eu am fost puturoasă câteodată, dar mai leneș așa, băieți sau fete? Zi, băiat, ce categorie avem? Categoria băieți, categoria fete? Cred că Elena. Elena? Da. Elena la fete și la băieți? La... Dar care e Elena? Stai un pic, la fete care e Elena? Elena, care m-a eliminat pe mine. Aaaa. Oricum m-a eliminat pe mine, așa că... Perfect. Și la băieți? Da. Și la băieți, ia să mă gândesc eu cine. Da. Cred că Gabi, nu? Gabi? Da. Gabi Toader? Da, dar deși nu l-am văzut. Bă, e, glumesc, tu zici nu. Că e leneșu, nu? Da. Am văzut că ați avut la primul episod amândoi așa oarecum un meci. Da, am avut un meci și pe mine m-a pus prima să elimin pe cineva și am eliminat pe Gabi și am... Na. Și de atunci a început un pic așa război între voi. Hai să vedem, cine e cel mai muncitor din fermă? Dar repede! Îți spun sincer, eu sunt foarte muncitoare. Ok, perfect, tu ai fost eliminată. Cine da, a rămas știu, după îmi pare tine? Foarte rău de asta, că eu munceam și mai mult acolo în fermă. Iar un alt concurent foarte muncitor, Andrei Stoica. Deci Andrei Stoica muncitor. Foarte muncitor. Foarte deci muncitor. Cu toate că era fermierul șef, făcea pe acolo. Deci la Andrei Stoica, de... da, harnic. Da, harnic, băiat, harnic, să-l ai la casa omului. Perfect, spune-mi cine bârfește cel mai mult. Toată lumea. Hai mă, da. Hai mă, toată lumea, toată șefa lumea. La bârfă. Ce? Șefa la bârfă, toată lumea. Șefa la bârfă. Fii atent cum mi-a zis, nu mi-a zis șefa la bârfă. Șefa. Adică o fată, da, nu? Ia zi. Da, și eu am bârfit și... Zi mă, direct, nu mai tu așa, tot și eu, și eu, și eu, leneșe, și eu, bârfitoare, și eu. Băi, cred că cea care spune lucrurilor pe nume e Andada. Păi eu am zis de bârfitoare. Păi și nu spune, da, da. Deci bârfitoarea, da, da, perfect. Cine este cel care își iese cel mai repede așa din pepeni? Adică cel mai irascibil. Cel mai, nu cea mai. Deci aici cel e mai, cea mai, ce contează? Gabi, bineînțeles. Gabi este framă ursul bipolar. Perfect, mergem repede. Care e cel mai prefăcut dintre toți concurenții? Adică prefăcut. În poartă haine de firmă. Nu. Cred că... Adică fals așa, adică fals? Doar că suntem la televizor să dăm bine. Băi, nu vine niciun nume, ce să băi, zic? Băi, nene... Vrei să zic un nume așa ca să zic... Nu, vreau să zici un nume dintre așa, cei care ai fost tu acolo. Nu, nu, nu știu, nu, deci nu vine acum în cap. Pe cine vezi câștigător? Sincer? Da. Sincer, m-am uitat la toată lumea și am văzut și am analizat eu cu mintea mea așa și cred că am dreptate, Andrei Stoica. Eu îl văd câștigător. Da, Andrei deci, Stoica, văd că ți-a intrat la suflet. Mi-a intrat, măi, la suflet, dar tu știi de câte ori nu m-a ajutat cu bagajul. Îmi zicea și cât frumoasă nemachiată, deci asta m-a uns pe suflet și bineînțeles. Deci Andrei da. Stoica, da. Dar cum adică, el e căsătorit, nu? Sau este căsătorit, dar și ce dacă nu poți să faci complimente unei fete? Dar el se uita la tine și ceva, ce frumoasă ești nemachiată. Da, dar se uita în altă parte. Nu, da, adică... da. Mi se pare da, păi și cum, da. Tu erai, adică te vedea că da. Nu-ți convine, că n-ai farduri, că n-ai asta și spunea, da, lăsă, frate, ești frumoasă. Da, da, adică încuraja fetele. De fiecare dată când... Încuraja fetele, auzi. Încuraja fetele, avea stilul ăsta, era lider. Nu știa cum să te ducă cu zăhărelul, să nu te superi, nu știu, chiar... Fii atentă, nu există... Și mai ales că îl vedeam și dezbrăcat și dacă... Toate fetele erau, da, deci, uai de mine, ce, adică un trup frumos sculptat. Și acum, uite, îți potrivește următoarea întrebare. Dacă ar fi să pleci cu un concurent din fermă, tu singură pe o insulă, pentru o săptămână,
Cine ar fi acela? Cine are cel mai mulți bani? Cei mai mulți bani? Păi lasă că pe insulă nu vă trebuie, că e pustie insula. Nu, dar ne ofer condiții, cumpăr din timp și... Lasă tu, cu cine ai plecat, tu înțelegi ce zic? Nu fi materialist acum, mergi pe dragoste și pe sentiment. Păi dar ce te faci? Ai, dragoste. Păi dragoste... Nu, cu cine ai plecat așa? Din dragoste pentru interes. Deci... Aș alege pe... Păi nu știu, care era mai... Anda, da, mi se pare că avea mulți bani. Păi, ai fi plecat cu Anda, da? Nu mă, cu un bărbat, adică dacă tu ar fi trebuit să petreci o săptămână pe o insulă pustie cu un bărbat, doar tu și el. A, ar fi greu, pentru că aș da duel dintre Bogdan și Andrei. Aș face un duel între ei doi. Între frați, nu? Între frați și care ar lua titlul de bărbat pentru insula. Așa, l-aș lua acolo. Deci tu la frații Stoica ești acolo, da, implicată. Da, haide ce să... să fac? Da. Bun, știi ce aș vrea să te mai întreb? Am întrebat asta cu cine, da, e cel mai ești. Crezi că a venit cineva special să se și cupleze, să schimbe viața la fermă? Da, normal. Fetele singure, băieții la fel. Aia singuri, normal, nu? Adică... Păi da, de ce? Dacă câștig un ban, mai mă și combin, nu? Sunt puși de iepuri dintr-o lovitură. Și ți se pare că a venit cineva special? Adică... Nu că a venit special, dar cred că s-a lăsat dusă de bal. Adică, adică dacă la cine te referi? Păi Viviana, nu? Bă, ești nebun, da, da, ce? Nu, vreau să zic așa, eram curios, zi. Păi, dar știi, adică dar și dacă eram înlocuit, dacă eram singur, mă luptam și eu după unul, după altul, după care e singur și mă combinam. Păi ce, te-ai dus acolo să te combini? Dacă eram singur, mă duceam, cum nu? Și ea cu cine? Cu... Păi nu știi? Cu George. E? Da. E îndrăgostită? Eu cred că amândoi sunt foarte îndrăgostiți. Unul de altul? Da, da. Am văzut așa sclipirii în ochi și nu este de la băutură, că am văzut și că acolo sunt băutură multă, ca să poți să vorbești, ca să nu taci din gură. E pur și simplu sentiment acolo, e ceva frumos care se întâmplă între ei doi. Eu așa cred. Adică îi vezi împreună? Da, 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 da. Atracție din astea. Ciucă e de sus în spate. Amurghe boss între ei doi. Ce? Fai, stați că voi aveți aici o treabă cu Ciuc. Aveam. Aveați, e, gata, gata. Aveam, ce-a fost, a trecut. Ce-a fost, a dus. Ciucă, na, pe mine nu pot, că eu sunt combinată, nu știu, o să am eu o prietenă pentru tine. Lasă, da? Văd, o altă moldoveancă, da. Bun. Eu sau du-te în fermă și găsește pe cineva. Du-te în următorul sezon. A fost, sezon, dar mai era nimeni. Nu te-a nimeni. Am vrut să intru. A fost că s-a terminat. M-a prins doamna Mihaela acolo, la intrare. Da, l-a oprit. M-a gonit. L-a oprit. Deci, Viviana zici că e pusă pe fapte mari, a? Da, dar am spus că și eu aș fi făcut la fel. Dacă eram sigur, cum să nu mă... Ce-i frumos și Dumnezeu îi place, nu? De și cine zici? De George, nu? E un bărbat frumos, e un bărbat singur, nu? De ce nu? Dar voi, între voi, fetele vorbeați așa, uite, da, toată ce bun e. Păi, dar toți erau buni. Ți-a zis ceva de mine, Viviana? Absolut nimic. Nu vorbeam vis, că... noaptea am vis, nu vorbea de ciugă? Nimic, nimic, nimic. Deci nu exista, nici nu știu că a fost cu tine. Acum mi-am amintit. Da. Da, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ciugă. Lasă, ce? E fericit, e liniștit. Ți-am frânt cumva inima? Nu, no, mă, e nu? Praf, bucăți, e da, pulbere. Important e să fie lumea fericită acolo, nu? Băi, să fie bă, fericită. Bă, dar e foarte tare sezonul ăsta. Deci ferma Orășeni versus Sătenie e senzație. Este senzație și o să vedeți, eu n-am voie să spun multe, da, dar o să urmeze ceva incredibil. Deci nu vă așteptați. Nici eu nu mă așteptam, dar o să vedeți mai încolo. Hai că vi așteptăm. Deci este senzațional. Nu, efectiv nici eu nu aș fi anticipat. Ce ciudă că ai plecat prima din foarte fermă, tare. Sincer. Foarte tare, pentru că știi care e fața? Aveam așa de mare încredere. Mi-am zis că m-am uitat la fețele tuturor și am zis că îi fac knockout pe ăștia. Mănânc pe pâine. Și prima am ieșit, măi. Prima. Doare sufletul, nu? Da, mă doare. Și într-un fel am zis că Elena trebuia să respecte vârsta. Băi, oferă o șansă unui. Cu Analescu la Sătenci acolo. Da, 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 eram cu Analescu. Cu Analescu e o fată foarte frumoasă. Sforăie noaptea? Nu, Ana, nu. Tavi, Tavi ne-a omorât. Care Tavi? Tavi Octavian. Pilotul. Prințișorul? Da. Sforăie deci, noaptea frumușelul? Dar nu s-a dat pe post? Ba deci, da, ba da, ba s-a da. S-a dat pe post. Deci Sforăie face ca drujba. E deci e extraordinar, nu, n-ai, parcă dai chei la un trabant. Deci așa face. Și nu ne lasă să dormim noaptea, adică a fost ceva horror acolo. O avea polipi. Da, și dacă îl trezeai, făceai tavi, tavi, ulea că mai ce făceai, ce mă trezești, mă împăci. Adică e tu erai divin că îl trezeai pe el. Da, deci este ceva incredibil. Sextoșenie maximă. Da, da, a fost, v-am zis, a fost ceva extraordinar. Perfect. Da, eu mă bucur, e o experiență foarte interesantă și cred că și probele la care ați fost supuși de către celebru Cristi Bosgan... Aveți 30 de secunde să vă îmbrăcați! Doamne, deci, bă, ce asta... Eu cu asta adorm seara. Deci eu îmi pun, aveți 30 de... Și adorm. Altfel nu adorm. Deci este o voce senzațională. Și... E o voce senzațională, dar da, antrenamente și... ca el... Eu n-am ajuns acolo, dar mă bucur că n-am ajuns. Mi-a părut foarte
foarte rău când am ajuns la bandiți, foarte. Deci nu-ți dai seama cât de rău mi-a părut, dar după ce am văzut eu că, mă, mâncare, tu nu, n-ai mâncare, n-ai aia, da. Șoricei, gândăcei, parcă mai bine stau acasă. Mihaela, cum e Mihaela? Mihaela este senzațională. Deci Mihaela este frumoasă, dar pe lângă faptul că este frumoasă, este o femeie foarte amuzantă. Deci o femeie carismatică. Foarte, este... Vă spune bancuri ceva? Da, printre altele, moldoveancă, da. Da, moldoveancă, bineînțeles, dar noi moldovencele toate suntem așa. Și Mihaela îi plăcea de Andrei Stoica. Cel mai mare defect al lui era, știi, verigheta. Verigheta? Da. Ia dă-mă o poză cu Andrei Stoica. Hai să vedem, să vedem. Zoom pe verighetă. Da. Nu de alta, dar Anisia Gafton o să leșine aici în direct. Ia să mai fii sinceră cu mine. De azi. L-ai visat în vreo noapte? Da. Păi ce să fac dacă e sculptat așa, cum să nu... Problema e că nu avem poză cu vergheta. Mai ales că stai lângă el, știi? Nu că am visat ceva, am făcut, adică am visat, mi-am închipuit, Doamne ferește că nu, eu sunt o fată creștină, da, exact. Ortodox. Dar așa... Noaptea te mai uite... Mă mai uitam așa, na, ca să văd, adică tot era foarte greu, da, acolo, exact, nu eram exact, încadrat. Mă, când vedeai o floare într-un deșert, te uiți la ea, nu? Iată-mă, arată floarea. Oameni buni, uitați floarea. Unde? De la ia, fel. Ia uite-te în spate. Uai, ai, ai, câte petale! Câte petale, frumos, e sculptate. Bați cuie. Bați cuie. Cu el, da. Bați cuie, da. Și un băiat și foarte de caracter și chiar, puternic și psihic și fizic. De unde știi tu? Păi nu l-am văzut psihic. Nu s-a enervat când nu făceam... Poate să se enerveze. Da? Nu o să se enerveze, o să vedeți. A, de fapt, nu zic tu nimic. Tu crezi că de pe el ai pariat să are șansă? Da, dar eu sigur, eu merg pe el. Da. Ai grijă. Vise frumoase. Mă duc să dorm. Anisia Gafton, oameni buni, din păcate prima eliminată de la Ferma, dar o fată senzațională și mulțumim că a trecut pe la noi. Eu vreau să câștige Vivian. De ce? Uite așa, vreau eu să câștige ea. Vreau. Vin cu ea, stai liniștit. Dar nu, că nu dacă se gândește la premiu, știi că împarte bani. Dar nu. Da. N-ai tu.